Este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Cuvioși părinți, preacucenice, părinte, fiii mei duhovnicești, priviți credincioși. Toată temelia credinței noastre creștinești stă în a crede, fără îndoială, că cel ce a pădimit s-a răstignit, a murit pe cruce între doi tâlhari, pe darul Golgotei, a fost Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. El a făcut această de bunăvoie și e mare dragoste pentru noi păcătoși, ca să ne mântuiască. Am auzit în Sfânta Biserică cum s-a întrupat, cum s-a născut într-o peșteră săracă, în prim, cum a propovăduit și mai ales mulțimea minunilor pe care le-a făcut, ca să arate poporului său și cu mila, cu cuvântul, cu fapta, că este cel vestit de proroci, Mesia, Izbăvitorul. Astăzi îl vedem intrând în Ierusalim ca un împărat biruitor, călare pe un asin smerit și blând. El vine să împlinească cele spuse de proroci. Iisus vine să se facă cunoscut poporului și în timpul acesta împlinind cele spuse de prorocul Zaharia. Nu te teme, fiica Sionului, că iată împăratul tău vine plâng și zâmbe pe mânzul asine. De aceea, Iisus intră ca un împărat biruitor în Ierusalim, așa cum intrau altădată împăratul David, împăratul Solomon, când se întorceau victorioși. Așa aveau obiceiul toți împărații în vreme de demult, iar oamenii le ieșeau înainte în întâmpinare cu stâlpări de fenică în mâini, arătându-le cinste pentru biruința lor. Dar ce biruise Domnul Hristos le-a fost primit în acest fel de popor? El biruise moartea pe ce avea pe fiul văduvei de Nain, pe fiica lui Iair și mai ales pe Lazar, care fusese mort de 4 zile și a cărui pomenire s-a făcut el. El biruise iadul și demonii care străjuiau acolo și pe care izgoneau și izgonise din oameni. Iisus străbătea Palestina luminând sufletele, vindecând bolnavii, pretutindeni, făcând numai bine, popoarele încântate de învățătura sa și mișcate de binefacere sale, se îngrămădeau în jurul său și de multe ori au voit să-l proclame împărat. Iisus însă a fugit întotdeauna de această cinste. Alta era împărăția pe care voia el să o întemeieze pe pământ, o împărăție cu totul duhovnicească, veșnică, nu pământească, vremelnică, cum doreau de altfel evrei. Iisus se apropie de Ierusalim, locul unde avea să fie jertfit, acolo unde a murit de bunăvoie pentru mântuirea lumii, era în cel din urmă an al vieții sale pământești. După multele minuni pe care le făcuse, acum se întorcea pentru cea din urmă oară la Ierusalim. Vineri seară, înainte de Duminica Stâlpărilor, ajunge în Betania, unde mai înainte îl înviase pe Lazar, cel mort de 4 zile. Se hotărâ să petreacă acolo sâmbăta aceea, în casa lui Lazar și a surorilor lui, Marta și Maria. Seara spre duminică s-a sărbătorit venirea Mântuitorului acolo printr-o cină mare. Auzind că este în Betania, mulți s-au dus acolo să-l vadă pe Iisus și pe Lazar. Lucrul acesta însă îi supăra mult pe arherei și farisei, dar mai cu seamă pe saduchei, care nu credeau în învierea morților, tot aceștia se sfătuiau să-l omoare și pe Lazar, pe care îl înviase Iisus din morți, ca să nu se mai pomenească de învierea lui, iar poporul să stea în întunericul necunoștinței, al necredinței, ascultând de niște farisei îngâmpați oricum erau ei. Mergând Domnul Iisus Hristos împresurat de mult popor în cântece osanale, a ajuns aproape de cetate. Primirea era atât de frumoasă
veselia, bucuria se citeau pe fețe tuturor, numai Iisus parcă nu auzea nimic, parcă nu simțea nimic din bucuriile lor. Sufletul lui era întristat. O tristețe grozavă i-a apăsat toate mădularele. Privește lung din vârful unui dal spre orașul Ierusalim, care era strălucit de razele soarelui și arăta mai frumos ca oricând. În tristețea sa s-a oprit puțin, a început să plângă pentru cetatea Ierusalimului, zicând: O Ierusalime, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi cele ce sunt spre pacea ta, dar un vân negru ți acopere fața ta și nu vezi. O Ierusalime, Ierusalime, vor veni zile peste tine când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri și de-a stânga și de-a dreapta, în toate părțile prăbușindu-vă la pământ pe tine și pe copiii tăi și nu vor lăsa piatră pe piatră să nu fie dărmată, pentru că nu ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. El vorbea despre asedierea cetății Ierusalimului de către romani și distrugea lui despre timpul când evreii erau luați ca sclavi, împrăștiați pe toată fața pământului. Mergând apoi pe mânzul la sine, înconjurați de ucenici și popor, în strigăte de osanale, se îndreptă spre templu. Străinii întrebau zicând: cine este acesta care e primit cu un împărat cu ramuri de fenic în mâini? Iar mulțimea răspundea: acesta este Fiul Dumnezeului, Iisus, profetul din Nazaret. Galileii, fariseii, cărturarii înfuriați vorbeau între ei, ziceau: vedeți că nu folosim nimic. Iată, dacă îl mai lăsăm mult, toată lumea va crede și va merge după el. Și turbau de mânie, de invidie, răutate. Intrarea Domnului Hristos în Ierusalim mai înseamnă, iubiți credincioși, și intrarea lui în cetatea sufletelor noastre, în inima noastră și în viața noastră tuturor. Pentru aceasta se cuvine să dezbrăcăm și noi veșmintele noastre, adică păcatele noastre, să le aruncăm la picioarele Mântuitorului, căci aceasta înseamnă dezbrăcarea oamenilor de veșmintele lor, aștenerea lor pe cale în loc de mir. Ca Maria, sora lui David, să-i aducem lacrimile noastre, lacrimi vărsate cu căință pentru păcatele noastre și mai ales să plângem în săptămâna care urmează, săptămâna patimilor, că și noi suntem vinovați de suferințele grele de moartea Stăpânului nostru Hristos. Să plângem că fiecare dintre noi am dat o lovitură de bice în spatele Lui, o vorbă murdară, un cuvânt rău, au fost ca un scuipat aruncat în fața Lui din partea noastră. Cu toată căința, umilința, să plângem și să cerem iertare, pentru că și noi L-am răstignit, L-am chinuit cu păcatele noastre pe Fiul lui Dumnezeu. Oare nu trebuie să zicem și noi cu inima înslobită la Sfânta Spovedanie: Iisuse, Mântuitorul meu, drept este oare ca Tu să fii pironit pe cruce, iar eu să stau în păcatele desfrânării? Drept este oare, Iisuse, ca să porți cununa de spini pe cap, iar eu să stau cu atâtea gânduri rele murdare în capul meu? Drept este să stai cu rana deschisă în coasta, iar eu să țin dușmănie împotriva aproapelui meu, Iisuse? Mie mi se cade să țin în spate crucea aceasta, Iisuse, dacă nu pot să mor pentru Tine, cel puțin să mă îndrept pe cale. Dacă nu pot să vărs sângele meu, să vărs și roaie de lacrimi ca să arăt și eu puțină dragoste pentru Tine. Aceasta, iubiți credincioși, să le zicem și noi păcătoși și alte multe, să luăm pe scumpul nostru Mântuitor, să-L așezăm pe scaunul inimii noastre, ca să împărățească pentru noi. Sfânta noastră Biserică Mamă Ortodoxă, în săptămâna aceasta, urmează, ne înlesnește acest lucru, ne-L pune în față pe Împăratul Slavei, pe Împăratul Cerului, a Pământului, iar noi cu lacrimi să ne mărturisim păcatele, să recunoaștem toate nelegiurile noastre înaintea Lui
și să ne căim, dar și să le spovedim cu hotărâri temenică de a nu mai greși. Să luăm pe Hristos prin Sfânta Împărtășanie, păstrându-L, ascultându-L în toate zilele vieții noastre, ca să fim cu El și El cu noi în vecile veci. O, Doamne Iisuse Hristoase, Împăratul nostru Israel, vezi starea noastră în care ne găsim. Iată-ne loviți din toate părțile, de multe rele. Suntem ori, luminează-ne, suntem nestatornici în credință, slabi în credință. Întărește-ne, ajută-ne să nu te mai întristăm pentru păcatele noastre multe. Ferește-ne, o scump Iisus, ca nu cumva astăzi să strigăm Osana, iar mâine să zicem cu vrăjmașii tăi să se răstignească acesta. Ferește-ne, Stăpâne, ține-ne mintea întreagă. Tu ești Dumnezeul nostru, Împăratul Părintelui nostru. Pe tine te vrem și te iubim. Ție vrem să slujim acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.